Am revenit, dragi prieteni, am zis că reușim în pauză să o convingem, nu am reușit, este bine și mersi, se pare că a găsit un mediu propice și a dat drumul, domnule. Gata, este în regulă. Deci a vrut în direct să fie spectaculoasă, ce suflet de artistă. Da, deci ea, de acum, atenție, vă întrebam eu, doamna Paler, cât de multe lipitori, mi-a spus până la 25. Uite că încă mai caută. Ce mai vrea? Ea se miște, mișcă, nu înseamnă că vrea că mai caută ceva de mâncare. Se bucură de viață de acum. De acum este fericită. N-a scos foarte mult acolo ser, înseamnă că a păstrat tot. A fost bun ce-a luat. Nu, dar ea, serul este parte componentă a sângelui. Ea a eliminat partea aceasta de ser și a luat partea de plasmă care este bogată în substanțe hrănitoare. E în regulă. Da. Deci pe ea de-abia de pe peste 6 luni o mai vedem, ne mai întâlnim, să zicem, nu? Da, deci lipitoarea poate trăi schimbându-i apa aproape zilnic, așa, pentru că ea este un animal care respiră prin piele și are nevoie de oxigenul din piele, dar și apa se oxigenează, dar aici nu trebuie să avem capac, ci trebuie să avem un nutifon, ci poate o pânză destul de, dar nu cu găuri mari, că poate să treacă prin ea, ar fi un voal din acesta de mireasă, de la un moment, da, este mai, este mai rezistentă fibra și atunci, la un moment dat, o să o vedem ridicată pe peretele vasului, nu neapărat să stea tot timpul în apă, pentru că ea beneficiază de relația cu mediul în totalitate. Umiditatea pielii ei este destul de ridicată și atunci se ridică pe peretele vasului. Dar, deci am zis până la 25 de lipitori, ați spus a fost o provocare. A fost o provocare la care eu am spus că este bine ca totuși fata lui să continue acest tratament. I-am spus cum să cumpere lipitori, i-am dat schema aceea de punerea lipitorilor doar câte 5 la 3-4 zile și așa m-am despărțit de el. După încă o zi am mai pus 5 lipitori, după care i-am arătat schema pe care ar trebui să o urmeze și asta a fost tratamentul pe care și l-a însușit. I-am recomandat să vină la cursurile Anatecorului, unde pot primi informații de mare anvergură, pot să spun așa, de la alcătuirea lipitorii până la diferit, până la un ansamblu de scheme prin care pot să arăți că în relația cu organismul ajungi la vindecare. Respectiv acest, să zicem așa, dicționar medical cu care am plecat eu de la cursuri, de la cursurile realizate cu domnul doctor Șeremet, toate tipurile sau patologiile sistemelor aveau câteva exemple de manifestări cu punerea de puncte pe diferitele zone, așa, la care eu la momentul respectiv am încercat să fac un curs mai amplu cu tot ceea ce se cheamă partea de anatomie legată de corpul omenesc, de articulații, de sânge, de patologii ale aparatului genital, patologii aparatului respirator, ale aparatului, chiar pielea și, deci, disfuncții care țin chiar de glaucom și cataractă, deci oftalmologie și respectiv. Și unde punem, da, pe lipitoarea? O punem acolo unde, de fapt, sunt punctele biologic active. În jurul ochiului, să înțeleg, da, nu? Da, da, da. Vrei să, interesant. Vrei să vezi o schemă, da, de avem așa. Aici, dați-mi puțin, am să arăt la cameră, dacă îmi permiteți. Asta. Ai așa, asta. Da, aha, da, 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 da. E foarte, da, concludentă, da, imaginea. Dom'le, aici unde este mâna mea dreaptă, vedeți cum se pune lipitoarea, da?
Ce alte terapii, doamna Paler, domnule Bulilete, se pretează alături de hirudoterapie? Pentru că îmi spunea și înainte de emisiune, mi-a spus și în pauză, este foarte bună, este clar, numeroasele beneficii cu care vine la pachet lipitoarea sunt multiple. Dar trebuie ajutată, probabil, printr-un regim de viață, un regim alimentar. E foarte important lucrul acesta. Pentru că în momentul în care tu încerci să elimini elementele care, de fapt, au făcut corpului un abuz. M-am uitat la lipitoare. Colegii au fost foarte vigilenți. Mă uitam că am stat așa, ne-am împrietenit deja. O oră a stat, nu? Da. Ok. Da. Am spus că alături de recomandările unui stil de viață care să fie mai îmbunătățit, întrucât eliminarea din alimentație a prăjelilor, a cărnii grase, cărnii de porc, cărnea de roșie în general, a vânatului, deci așa, pentru că din toate acestea corpul folosește foarte puțin, pe când din tot ceea ce constituie proteinele de origine vegetală, acestea ne sunt suficiente pentru ca să nu trebuiască să consumăm energie la desfacerea lor, pentru că noi consumăm mare parte din energie la desfacerea unui produs pe care, ca organism heterotrof, trebuie să ne aliniem la această transformare încât să ajungă produsul să fie absorbit la nivelul intestinului subțire. Spre deosebire de terapia cu plante, care o recomandăm în diverse disfuncții, de exemplu, uite, aș spune aici, pentru că mă găsesc la pagina aceasta, în caz de cataractă, care se tratează, nutrienții pe care trebuie să-i recomandăm, acidul pantotenic sau vitamina B5, cupru și mangan, extract de semințe de struguri, seleniu, vitamina A cu luteină și zeaxantină, vitamina C, E și zinc, plante, extract de afine, ginkgo biloba, zarzavaturi cu multe frunze verzi, să se evite grăsimele saturate, produsele lactate, să se bea apă de bună calitate, să se evite lumina directă a soarelui. Deci, se recomandă în mod deosebit în anumite perioade să consume brocoli, varză, gulie verde. Alături de terapia cu lipitori în cazul cataractei, se face reflexoterapie și presopunctură. Se recomandă lucrurile acestea pe punctele energetic active, dau rezultate foarte bune. Pentru cataractă și glaucom trebuie să focusăm vederea la distanță, trebuie să antrenăm ochii, se pun lipitori pe partea occipitală și în jurul ochilor și aici chiar arătasem pozele acestea prin care punctele acestea, pe care dumneavoastră le puteți vedea pe acest catalog, sunt cele care te ajută să participi la acest tratament. Patologii, chiar patologii, iată orele, iată conjunctivita, iarăși diferite disfuncții care privesc segmente ale corpului și degenerescența maculară și aceasta suportă respectiv posibilități de nu numai de energizare, de armonizarea corpului cu diferitele elemente foarte importante. După aceea, patologii nervoase, patologii ale sistemului nervos, Alzheimer-ul respectiv și chiar Parkinson-ul sunt boli care pot să fie cele care, prin o aplicație coordonată, așa să fie îndepărtate, deci întârziată manifestarea poate dificilă a reacției corpului și, de exemplu,
spusesem aici alt țamărul. La alt țamăr, pe lângă lipitori care se pun pe cervicală 1, 2, deci pe guvernor 14, 15, deci într-o anumită zonă a coloanei vertebrale, se recomandă, pentru că este vorba de plante, extract de ginkgo biloba, care acționează ca antioxidant și crește fluxul sanguin din sânge. Sau planta chinezească Hupersia serrata, și la noi în ținuturile noastre sub numele de brânca ursului. Extractul din această plantă îmbunătățește acuitatea mentală, abilitatea limbajului și memoria. Deci iată, brânca ursului, vă recomand. Pentru că dieta bine echilibrată cu alimente naturale, fulgi de ovăz, de orez, apă distilată, cam 8 pahare pe zi, muzică, masaj, exerciții fizice, duc la echilibru. Și atunci și credința că într-adevăr te faci bine pe punctele despre care v-am vorbit, ajungi ca să speri și să ajungi la momente de echilibru, să nu contează foarte mult și relația cu familia, corect, să nu fii părăsit, să fii într-un mediu cel care, prietenos, da, cald. Prietenos, cald. Iată și Parkinsonul, care este una din cele mai curente și handicapante boli care se pun lipitori începând cu cervicală 1 și 2. Deci iată, avem tratamente pe care de fapt prin încercările și rezultatele obținute în clinici ca cele din Chișinău, pentru că cel mai mult am relaționat cu pachetul lor de cursuri, așa se stimulează circulația sângelui pe creier. Nu se cunoaște în caz de Parkinson cauza bolii, dar simptomele apar când există o lipsă de dopamină în creier. De aceea se arată că boala poate fi ținută sub control cu coenzima Q10, vitaminele B, complexul B6, B3, vitaminele C, E, seleniu, granule de lecitină, extract de semințe de struguri, multivitamine, uleiul de primulă, vine la sentimentul menținerii unui anumit echilibru. Iar dintre plante pe care noi le avem la îndemână și creștem cu ele alături în țara noastră, cum este rădăcina de brusture, rădăcina de păpădie, rădăcina de ghimbir și armurariu, care detoxifică ficatul, ginsengul siberian și coada șoricelului stimulează timusul și sistemul limfatic, la fel, tot cu efecte pozitive, este păducelul, care trăiește la noi și care îl găsim aici în zona noastră din abundență. Așa, trifoiul roșu participă la curățarea sângelui. Ștevia galbenă curăță sângele și detoxifică ficatul. Ginkgo biloba ajută la îmbunătățirea memoriei și funcționarea creierului. Deci, iată, 75% din dietă să fie constituită din crudități. Semințe, cereale, nuci, lapte crud. Lapte crud, da, da. Dar laptele nu știu crud, că trebuie să-l fierbe, îl găsești, microbic, nu. Laptele crud de la cineva care pur și simplu poate să-ți ofere această șansă de a fi foarte... Eu am întâlnit persoane cu o igienă excesivă chiar în ceea ce privește relația cu acest animal, și laptele de capră. Iarăși da, este tot așa. Bivoliță, dar, nu mai bivoliță, da. Deci cei care într-adevăr se ocupă cu aceasta sunt oameni care s-au dăruit acestei îndeletniciri ei ca bolnavi pentru a se folosi de alimentul în sine. De alimentul... Și practic ar trebui să ajutăm. Din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, trebuie, pe lângă această terapie cu lipitor, trebuie să întindem o mână de ajutor organismului. Nu-l lăsăm așa numai. Noi mergem la doamna Paler, ne pune 5 lipitori odată, dacă da, ei am auzit că merge până la 25 și eu stau liniștit, nu fac nimic. Da, primește și recomandări și, bineînțeles, îi se face din când în când o evaluare cu biorezonanță, care intră în tratamentul respectiv, întrucât și pentru mine ca terapeut și pentru ea trebuie să știe în ce limite a fost cea care și-a desfășurat această relație cu mine, adică ai plecat de la atâta fier, atâta vitamină C și câți, de exemplu, bioelemente și vitamine, și la momentul respectiv folosind Q10, resveratrolul și o serie de produse din acestea naturiste, ai ajuns să fie în echilibru, pentru că lipitoarea ți-a provocat producerea de hematii noi și acesta este procesul de reîntinerire a corpului pe diferitele segmente.
chiar accidente cerebrale. Să știi, pe asta am avut cazuri de persoane care au avut asta rupere pe cerebel și de acum a intrase pe cerebrolizină și diferite medicamente, iată alături de acest medicament natural care este din extrasele de lipitori, dar vorbesc de lipitoarea ca atare direct pusă pe corp, pe anumite puncte, pe vezică urinară 10, pe asta vezică biliară 15. Iată, a dat rezultate foarte bune, Nicu. Deci, în ischemie, nu în hemoragie. Ba da, după hemoragie, după ce a făcut tratament și îți dau și nume. Uite, de exemplu, mama... Nu facem reclamă. Da, nu facem reclamă persoanei. Adică persoane care au făcut. Da, în momentul în care ruperea vas s-a stimulat producerea de țesut pe locurile în care s-a avut accidentul. Și am găsit în cursurile domnului Șeremet, pe vezică biliară 15, accident cerebral, se intervine cu lipitoare și se ajunge la echilibrare. Acum, eu am preluat cazul, deci el deja era sub tratament, dar avea o paralizie pe membru drept. Deci, iată, puteai să ajungi să reechilibrezi zonele acestea care țineau de circulația sângelui, de hrănirea respectivelor țesuturi. Bineînțeles că totul este o enigmă, pentru că persoana, dacă este și spirituală și crede că ea se va însănătoși cu tot ceea ce, de fapt, ca atenție, ca în ansamblu fiind... asta, dragostea, iubirea și toate cele pe care le oferi, ea ajunge la echilibru. Eu, lucrând în cabinet cu un neurolog, da, lucrurile se desfășoară puțin mai atent din punctul ăsta de vedere. Și în colaborarea cu colegul meu, care e neurolog, în cazurile de accidente vasculare hemoragice, nu se recomandă lipitoarele. Deci numai în cele ischemice, unde sunt tromboze, ca și în alte situații. Când lucrezi cu un cadru medical, atenția trebuie să fie ceva mai sporită, pentru că e punctul de vedere medical alături de punctul de vedere terapeutic și împreună creăm o echipă acolo. Ca atare, întotdeauna există și excepții, dar la cele hemoragice după o anumită perioadă, după ce se reglează, că atunci, în prima fază, faza acută, nu se recomandă. Deci sunt niște lucruri simple. Dar înainte de asta, lucrurile amănunțite se vorbesc la curs, acolo dezbatem tot felul de detalii. Noi acum dăm niște informații generale, care oamenii să înțeleagă... Păi mai vorbim și emisiunea următoare, da, nu? Da. Aici trebuie să înțelegem niște lucruri. Boala apare printr-o deconectare, printr-o deficiență, ba la nivel neurologic, prin sistemul nervos, ba prin deficiență circulatorie unde intervine lipitoarea, ba prin blocaj limfatic, ba prin deconectare spirituală. Sunt diverse deconectări care se produc, iar noi prin terapiile noastre încercăm să reconectăm omul, să reconectăm neurologic sistemul osteoarticular, nervos, să reconectăm sangvin, iată, prin lipitori sau alte metode legate de acest gen, sau încercăm să-l reconectăm energetic prin reflexoterapie, presupunctură sau alte metode de tratament. Reconectarea spirituală de asemenea intră aici cu ajutorul preotului. Necesită o reconectare din mai multe puncte de vedere. Deci o abordare întreagă. Holistică, da, da. Holistică, e foarte importantă. Și terapeutul lucrează prin cele trei metode care sunt la îndemână. Adică cu ajutorul medicamentelor sentiment, aliment și supliment. Deci sentiment, aliment și supliment. Ține minte treaba asta. Da, sunt naturale și la îndemână. Aici sunt foarte multe detalii în acest sens. Am înțeles. Una peste alta, așa, din ceea ce constat eu, lucrurile sunt mult mai complexe. Printr-o singură ședință, cu siguranță, doamna Pare, nu se rezolvă. Nu. Trebuie să, e de cursă lungă treaba asta, nu vii odată, facem magie, scoate doamna din borcan o lipitoare și mi-a luat durerea cu mâna. Depinde. Dacă e o problemă acută, pot exista și astfel de fenomene, surprize extraordinare. Dacă problema e cronică, normal că trebuie. Dacă e de cursă lungă, cu siguranță. Da. Cât ar ține o ședință, nici nu știu cum să-i zic. Avem o boală acută. Da? Cât timp ar trebui să,
să încercăm tratarea sau să venim la dumneavoastră pentru a căuta remedii. Remediu. S-au rezolvat probleme, cum a fost cea cu dinții a acelei doamne, care numai cu 3 lipitori a reușit să îi se elibereze în 3 ședințe, așa. Da, așa, să se elibereze zona de puroi, de infecție. Dar pentru aceasta a eliberat, bineînțeles că a mers după aceea, a eliberat lipitoarea, i-a luat după aceea, a mai luat niște antibiotice care puteau să fie în același timp și astea naturiste. Uite, de exemplu, cordicepsul este foarte bun pentru ca produs natural. Dacă nu ajungi la ampicilină sau alte antibiotice, ca să zici că nu se mai strânge acolo sau numai infecția a fost îndepărtată. Dar uite, de exemplu, eu am un caz la momentul acesta în care persoana neștiind că în zona aceasta, n-a știut, a venit din Italia, n-a știut că se găsesc posibilități ca ea să trateze de varice. Și a mers la doctorul Șeremet la București, la care doctorul Șeremet i-a spus, zice, dacă stai 8 zile aici, în 8 ședințe aici, vei fi tratată astfel încât putem să restabilim aspectul respectiv al picioarelor mata cu respectivele varice care erau deja de proeminente. La care ea a spus, n-aș putea să stau în București atât sau să fac așa și așa, așa. Bine, dar să știți că aveți la Bacău, dar de unde sunteți? De la Onești. La Onești, sigur că aveți. Aveți, mergeți la Onești și faceți terapia acolo. Deci a fost propusă pentru 8 ședințe, pentru varice, așa, la București. Deci, după ce doctor a văzut în stadiul în care se găsea varicele ei și circulația și aspectul și vârsta și activitatea pe care o desfășurase până atunci și în perspectivă vârsta ei ca fiind cea în potențial de așa, da? I s-a spus, poți să te tratezi foarte bine la Onești. Și atunci ea așa a venit. Întrebarea, ați spus acum de această afecțiune și vă întreb eu. Ne operăm de varice, chirurgical vorbesc, mergem la spital, ne operăm chirurgical, ele clar revin. Toți medicii, nimeni nu garantează, doamne, eu te-am operat și nu o să mai ai treabă cât timp trăiești tu de acum încolo. Nu revin? Cunoscându-se faptul că cauza varicelor, a tromboflebitei sau a proastei circulații este aceea de ischemie, vorba și colegul meu, așa, adică neputința țesutului să poată fi hrănit cu oxigen și substanțe hrănitoare prin depunerile de plăcuțe de calciu. Și deci ateroscleroza și arteroscleroza, iată două disfuncții ale circulației, așa se datorează acestui lucru. Și tu dacă ai îndepărtat varicele, nu înseamnă că pe restul corpului plăcuțe nu ai de depuneri pe coronare, pe vasele, așa. Și atunci desprinderea aia ți se poate face oricând, ai scăpat de această vascularizație proastă de pe membrele inferioare, așa, dar nu înseamnă că în tot corpul s-a eliberat. Hai să zici că vei reuși să faci un tratament împotriva acestor depuneri, să zici, medicamentos, dar oricând poate să apară o desprindere de plăcuță dintr-un anumit motiv, așa, și atunci aceasta să fie un infarct cardiac și aceasta să fie deci o disfuncție care, de fapt, n-a fost prevăzută. Așa. Exact, da, exact. N-a fost prevăzută. Eu v-am spus, în momentul în care, tot așa, în practica mea de terapeut, am avut un caz de persoană care, investigată pentru depunere de calciu și de, așa, pe picioare și neputința de a se realiza funcția aceasta de deplasare cu dureri și așa, doctorul i-a spus, uite, nu pot să-ți intru pe membrul inferior, nu pot să-ți fac Doppler pentru că este foarte îngustat vasul. Și a venit cu schemă de acolo în care mi-a arătat. Zic, uitați-vă, doamnă, despre aceasta este vorba. Mi-a dat medicul să fac perfuzie cu substanța asta timp de 3 ore în fiecare zi pe care... și eu am aflat între timp că aș putea să mă tratez și cu lipitori. Bun, în momentul în care a început de-a lungul
la 4 sau 6 săptămâni, persoana respectivă a reușit să intre într-o oarecare, odată pe săptămână făcea. S-a dus la medic și i-a spus, domn doctor, m-ați planificat așa și așa, ați zis că veni, să vin după ce dumneavoastră veniți din... Da, bun, și ai făcut? Da, am făcut, dar numai o săptămână ca dumneavoastră, restul am pus lipitor. Da, și... Păi și vreau să vedem ce mai îmi recomandați. Păi fă, dragă, mai departe lipitor. Deci omul a făcut observații, i-a făcut într-adevăr constatarea ca atare și iată că medicul i-a spus, fă mai departe lipitor. Mai avem dar un minut, era. Din păcate, nu știu când trece timpul, așa invitați special n-am avut de când facem emisiuni. Trece timpul cu repeziciune și nu apuc să întreb eu. Da, aici e de completat ceva scurt și la obiect. Medicina alternativă nu se ocupă de tratarea bolilor, ci de tratarea bolnavului. Asta adică, ne ajută deja pe noi, mă intrigă. Ne ajută pe noi să nu intrăm în sectorul ăsta amănunțit, patologic, ci dacă ne ocupăm de stilul de viață care alimentează boala, atunci boala de la sine se elimină și nu mai trebuie să mai intervenim noi asupra ei. Doi la mână, intervenim prin metode naturale, ceea ce ajută la regenerare. Atunci putem vorbi de o vindecare, când se regenerează. Și acest lucru trebuie să se întâmple pe cauză, nu pe efect, adică pe bolnav și nu pe boală. Neapărat trebuie să-mi promiteți că mai veniți și săptămâna următoare. Sunt multe boli despre care vreau să vorbesc. Diabetul ar fi una din ele. Se recomandă sau nu? Eu săptămâna viitoare am curs la București de anatomie. Atunci Împreună. Pe diabet scurt se poate interveni? Da, se poate. Persoana care a suferit, de exemplu, recent un infarct, poate veni la dumneavoastră? Da, din oră în oră se pune câte o lipitoare și ajunge de jur împrejur, este o schemă anume de jur împrejurul inimii. Deci deja trebuie să mai veniți. În clinice din Germania, din Rusia, în spitale, sigur, se abordează în fazele astea acute de intervenție rapidă lipitoarele, dar la noi încă nu. Încă mai lucrăm la această treabă. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. E foarte tare chestiunea, sunt în regulă, m-ați cucerit, cred că o să devin fan lipitoare, dar până atunci rămâne să stabilim întâlnirea. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă mai aștept pe la noi. Cu drag oricând. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi.